Cei doi tineri din Târgu Jiu acuzați de trafic de medicamente considerate droguri de risc au aflat sentința la Tribunalul Gorj. Judecătorii l-au condamnat aseară pe Nicușor Lăutaru la 2 ani și 4 luni de închisoare, în timp ce colegul său de dosar, Vasile Liviu, a primit 2 ani. Instanța a confiscat peste 30.000 de comprimate. Inculpații pot formula apel. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism i-au trimis în judecată după ce au efectuat percheziții în Gorj, Mehedinți, Dolj, Cluj și Timiș. În locuința suspecților erau ascunse 10.000 de pastile. Pentru o singură cutie, norvegienii ofereau chiar și 60 de euro. Anchetatorii s-au oprit și la dealerii de medicamente care, la rândul lor, obțineau pastilele de la diferite depozite din România.